Compozitor, producător și multi-instrumentist britanic născut pe 28 martie 1948 în Blackpool, John Spencer Evans este în special cunoscut pentru apartenența sa la formația rock înființată în 1967 cu numele Jethro Tull. În această grupare muzicală, în care a cântat la claviaturi, Evans se găsește între anii 70 și 80 și împreună cu aceasta se poate bucura de multe din cele 60 de milioane de albume editate și vândute în întreaga lume. Din iulie 1980, muzicianul, capabil să cânte la tobe și chitară, părăsește formația în care a activat circa 10 ani, dar cariera muzicală a britanicului este cunoscută și pentru perioada în care a deținut propria formație. John Evans Band a fost denumirea acesteia, denumirea făcându-se după ideea că John Evans Band sună mai bine decât John Evans Band. Ca producător, britanicul s-a bucurat și de editarea unui singur album realizat cu John Evans Band, în timp ce pentru trupa Jethro Tull, Evans a produs mai multe astfel de lucrări, parte din ele fiind prilejuite de anumite aniversări ale bandului, în care muzicianul aniversat astăzi a cântat pe parcursul celor 10 ani.